Mulțumesc, domnule președinte. De ședință, declarația politică se intitulează Strategia sportului românesc rămâne doar la nivel de declarații. Stimați colegi, sportul românesc a avut o vară remarcabilă. Performanțele sportivilor noștri ne-au bucurat, inspirat și ne-au făcut atât de mândri că suntem români. Încă o dată, sportul s-a dovedit cel mai bun ambasador al României în lume. Dar avem dreptul să ne mândrim cu succesul lor, chiar dacă meritul le aparține și se datorează unei vieți de sacrificiu și dăruire. Prețuirea sportivilor noștri nu se măsoară în mulțumiri, felicitări și nici în primiri oficiale. Respectul stă în capacitatea statului de a sprijini obținerea performanței prin strategii și politici adecvate. România are nevoie de o strategie în domeniul sportiv. Din 24 de miniștri ai sportului nu au fost sportivi și cu toate acestea încă nu avem o strategie a sportului românesc care să pornească de la sportul de masă pentru a ajunge la sportul de performanță. Încurajarea sportului de masă, susținerea performanței sportive, precum și dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sportive, trebuie să fie piloni acestei strategii. Țări pe care până nu demult le surclasam în diverse competiții, acum sunt mult peste noi din punct de vedere sportiv, tocmai pentru că și-au stabilit o strategie. Pentru a obține performanță e nevoie de investiții susținute pe termen lung de politici care să sprijine evoluția sportivilor încă din faza de început, altfel copii talentați dar lipsiți de resurse financiare nu vor avea niciodată șansa să facă performanță. Eforturile noastre aproape supraomenești ale familiilor care arăt să investească în, viitorul, în viitorii campioni trebuie susținute și încurajate. România este profund deficitară în ceea ce privește infrastructura sportivă. Avem nevoie de baze sportive și de o strategie judicioasă, de dezvoltarea centrelor de copii și juniori pentru fiecare ramură sportivă în parte, cât nu este prea târziu. O parte importantă din finanțarea sportului românesc este asigurată din resursele locale, însă acest mod de finanțare este unul ce vizează doar anumite discipline sportive. Ministrul Sporturilor a anunțat la începutul anului 2021 că pregătește o strategie a sportului românesc pentru care se va inspira din modele de succes, în special din cel al Ungariei și că va constitui o comisie interministerială care va realiza această strategie. E ușor de înțeles preferința ministrului pentru modelul Ungariei, deși strategii de succes au și alte state europene, dar chiar și așa a trecut mai bine de un an și jumătate și nu avem în dezbatere publică nicio strategie. Prețuirea și respectul pe care îl datorăm sportivilor noștri pentru recunoașterea pe care o aduc în lume poate fi demonstrată doar prin decizia de a face din sport o prioritate națională a investi în sport nu are efecte doar asupra stării de sănătate a populației, dar mai ales are efecte asupra continuității sporturilor românesc la nivel de performanță. Este obligația noastră ca în parlament să asigurăm legislația care să susțină dezvoltarea sportului și care să permită atragerea investițiilor private în susținerea sportului de performanță. Deputat PSD Telorman Florin Piper Savu.